Hai să umblă. A înțeles, gata. Hai să umble un pic la împlinirea viselor. Să facem un pic de pârtie. Da? Universul înțelege motamo și cumva să se întine să se înțeleagă niște lucruri. Adică se întâmplă niște situații și tu zici, oh my god, ce e asta, da? Nu-ți vine autobuzul la timp, pe când atunci când ți se cliruie totul, trebuie să-ți vină și autobuzul la timp și tot să se întâmple în viață. Nu, astea erau problemele 3D. Da? Până aici nu s-a ajuns. De aici încolo nu știi. Și atunci când nu se întâmplă și e, da? E buteiar, cum se zice? Bară la bară, da? Și nu e spațiu, da? Sunt mai multe mașini, să zicem. Se întâmplă dopuri pe șosele. E invers. A ieșit din tine ceva, se cliruie, se vindecă, da? Pentru că se înțelegea aiurea, se întâmplau cum se întâmplau visele, da? În 3D. Acum, nu că înțelege mai bine, dar înțelegi cât de cât cum, da? Pe văzute, simțite, făcute. Ai grijă ce vorbești, cum vorbești cu oamenii, că, da? Asta era în 3D. Ai grijă ce spui, ai că karma is a bitch, nu știu ce și nu știu cum, dacă... Până nu înțelegi pe simțite, văzute, făcute, n-ai cum să înțelegi de ce ai grijă să nu, să te comporți frumos, să nu, da? Că e pe muche, tu trebuie să fii liber, tu trebuie să te simți bine, tu trebuie să nu, un fel de, să nu minți, un fel de chakra, una, două, trei, patru, cinci, a cincea, Vishuddha, da, nu-ți dă voie să minți în sens de dărâmă organismul, da? Minți ce înseamnă? Adevărurile tale. Adevărurile tale și se adună într-un sistem de adevăruri. Iar intrăm în sistem, ok. N-am alt cuvânt. Bun. Exemplu. Ai grijă ce spui. Glumești cu cineva, nici nu prea cunoști omul, da? Doamnele, în autobuz. Stăm noi, babele. Mai glumim, mai nu știu ce, mai... Și așteptăm și autobuzul nu vine și stăm și nu știu ce și... De ce se întâmplă situația că nu vine? Poate că trebuie să te, nu te cunoști cu lumea din sat și tot întrebările, dar cine e aia, dar cine e ăla, se întâmplă situația, da? Să nu mai întrebi tu, dar ce și cum, stai într-un autobuz, ăla întârzie, se schimbă autocarul de câteva ori și cunoști lumea mai bine, mai o glumă, mai, da? Și cam înțelegi, a doua oară când te saluți, te saluți cumva altfel, da? Bună ziua, știi despre ce e vorba. Ai trecut cu omul prin situații și numai cu un om cu jumătate de sat în autobuz era. Bun. Și mai glumești cu cineva care te-ai înțeles bine, ai așteptat la stație jumătate de zi, deja nu mai știi, deja îți dai seama, începi să te cunoști, omul știi de câteva ore, o doamnă cu altă doamnă. Am început să ne-am cunoscut într-un hal fără de hal, da? Deja știai tot și câți copii și ce fac și unde și toate supărările, toate bolile, tot. Și la urmă, și zice, să zicem, doamna zice, vezi că nu o să vină autobuzul, stăm de la 4, vine la 6, zic, taci din gură, te rog frumos, să facem spațiu la așa ceva. Omul nu se calma, nu se liniștea. Bine, fiecare cum simte, da? Că și aduți aminte cum erai tu în 3D. Cum spuneai, cum se întâmpla. Vede că nu vine nici la 6, faci, vezi că la 8 ajungem acasă. Și am zis, tași din gură. Și ajungem în autocar și râdem în autobuz cu toată lumea. Se întâmplă ce se întâmplă, o să povestesc pe urmă mai departe ce se întâmplă, dar vreau să zic altceva. Pe văzute, simțite, făcute, ai grijă în ce sens. Și la un moment dat, în glumă, în serios, stau mai multe doamne, stai și tu acolo și povestești și zici, uitați la doamna aceasta minunată. Gura
prostului adevăr vorbește, sau cum, n-am zis prostul, am zis gura, adevăr vorbește, și a tăcut toată lumea, eu nu mi-am dat seama ce am zis. Și din una la alta tot peste asta dădeam. Până la nou am început să mă simt aiurea. Am simțit vibrațiile Doamnei, că nu s-a simțit bine. Am călcat-o pe coadă, da? Dar nu vrei să faci. Deci te simți bine, ești tu, vezi până unde ești tu. Da? Granițul, să nu deranjezi lumea din jur. N-ai cum până nu înțelegi, până nu deranjezi. Și-ți vine bumerangul, chirdâc, imediat. Și zic, uite ce au zis. Au zis la 6, după aia au zis, vezi că la 8 ajungem. Și ajungeam în sat la 8, de la 4 așteptând și care face în 20 de minute ajunge în sat, da? Nu era acolo, se construia, se repara drumul, Și zic, uitați-vă la ea, să nu mai vedeți, deci să nu mai pare în fața mea, că spui adevărul și să tu, gura prostului, adevăr vorbește, dar n-am zis prostului, adevăr vorbește, da, să nu te mai văd. Și mai era o doamnă, a făcut, să nu te mai văd, când te văd, te ieși strada când o vedeți. Și ha, 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 și râd. Eu spun, eu prăd. Una a făcut, alta a făcut. Zici că am nimerit într-o, nu era autobuz, ci era o biserică, știi? Unde lumea se adună, evlavie, nu știu ce, toată lumea. Da? Așa e, vibrațiile sunt acolo. Deci, da? Acceptă și mergi mai departe, deschide-te. Vibrațiile, energia, lumina sunt acolo. Omul e pur, e minunat. Nu că se preface că e așa sau nu e așa, dar are programelul de, nu știu ce muzică, să zicem, ascultă, care pe tine n-ai treabă, nu știi ce înseamnă pentru tine, da? Să zicem, are alte, dar vibrațional nu prea poate glumește, nu prea are umor, să zicem, știi? Dar vibrațional poate fi mai sus ca tine, luminos. Poate să vorbească proasta aiurea și mult, de ce nu vine autobuzul, dar luminos, înăuntru să fie mai... Și cum simți asta? Și zici, să nu te mai văd, să treci, ha, 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 și râd. Și odată simți vinovăție atât de puternic, toată lumea a tăcut, s-a făcut că plouă, tu te-ai gândit că poate vibrațional nici n-au auzit ce ai spus. poate treci mai departe, te faci că plouă. Doamne, ferește! Și ai simțit o vinovăție, dar știi cum? Ce înseamnă vinovăție? Când te simți vinovat, simți durerea celui pe care îl asculți. Sau cu care vorbești, sau cu care glumești. Sau pe care, să zicem, îl pui la punct, dar nu-ți dai seama. Asta înseamnă, egal cu vinovăție, durerea altuia înseamnă bumerangul. Simți durerea omului, ți-e incomoditatea, ți-e intri în pământ, rușinea, așa. Simți rușinea, simți incomoditatea, simți, ai făcut un buchet de, ai adunat, ai triggeruit, ai scos din om un buchet, da? Și dai vina pe tine, n-ai cum să nu dai, că tu ai pornit zâza băza. Dar cumva a fost programată toată treaba divin, dinăuntru tău, ca să mai înțelegi niște lucruri. Și asta e în fiecare zi, trebuie să fii focusată. Și acum ți-e așa, ai plecat acasă, nu, nici nu știi cum să, da? Trebuie să te clirui, să... Vinovăția, să vindeci... Percepția, să schimbi cum vezi lumea. Trebuie să lucrezi la percepție, da? Că lumea e altfel, lumea a urcat în vibrații, dar tu tot ești acolo, știi? Ești acolo cu... să te simți bine, să... Da. Și odată, știi? Ai păreri, aia era că să nu ai păreri despre cineva, că nu e așa, un fel de era, nu? Ca și cum îți programezi proiecția omului. Omul e în lumea lui mai deștept, mai prost, mai minunat, mai tu idei n-ai să ai niciodată. Dar în fața ta l-ai și programat. Înseamnă că în tine e ceva mai trebuie vindecat, înțelegi? L-ai și programat că are intuiția foarte, e și zis, că ai intuiția foarte bine dezvoltată, uite ce ai făcut, ai zis și s-a întâmplat. Tu ai vrut că ești deschisă cu energie, lucrezi și să-ți dai seama și să înțelegi lucrurile și să-ți dea seama omul unde e, și ai dat-o cu bâta în baltă. Adică n-ai avut frâne la
Te-ai simțit foarte bine? Da? Că ai putere. Și, săracul. Și ai și plecat, nici n-ai zis, cred că ai zis tare la toată lumea, la revedere, în autocar și n-ai mai zis special cuiva, că te-ai intrat în pământ de... Dar ai simțit rușinea, ai simțit deranjul pe care l-ai provocat, care încă nu-i vindecat. Deci vinde și rușinea acum. Așa. Așa. Și a venit bumerangul, da? Imediat l-ai simțit, da? Foarte dureros. Urci în vibrație, în lumină, pregătește-te. Vai, ce deșteaptă sunt, am urcat în lumină, în vibrații, pot să mă dau un spectacol, să-i învăț pe ceilalți cum să facă, ce să facă. Ia, da? Ia vezi. Și lumea mea e sus, lumea e pregătită să te, că nu te cunoaște, că nu e partea a doua. Da? Câmpul energetic e pregătit. Ca tu, cliruit, cliruită, să, da? Și hodorong, tronc, cu bâta în baldă. Tu încă nu ești pregătit, nu că lumea, vai ce lume e, nu știu ce, ei, nu. Tu nu ești pregătit, pregătită pentru câmpul tău energetic. Minunat, minunat. Da? Nu e vorba, vibrațiile nu-s despre mai înțelept sau mai cu umor sau, știi? Că vezi, Doamne, ce ai tu dezvoltat. Foarte bine, țineți-le pentru tine. Când urci în vibrații, omul, am mai zis, omul poate să fie mult mai sus ca tine. Nu-și pune problema în, așa cum o pui tu și cum lămurești lucrurile. De aia la tine tu alegi drumul mai complex și mai complicat. Da? Și lumea de multe în geraj foarte bine luminează și vibrează. Bun. Și asta am zis, să clirui visele cum se împlinesc. E clipă de clipă și e foarte... Au început să se împlinească visele. Un fel de curaj, un fel de ai grijă și nu, să nu ai grijă, să, liber, să te simți liber, să vezi cum e, pe ce apeși, cum te comporți, liber pentru cine, pentru cine ce înseamnă liber, pentru cine ce înseamnă mag în viață, să-ți fii, pe ce butoane să apeși. Cineva povestea, cum au făcut podul, au pus din ăsta penoplast, cum îi zice... Ăsta care se pune să țină căldura în case, bucăți albe de... Au lipit, acum o să pui pe pod așa ceva, cum să se indigna un domn în autobuz. Dacă tot stăteam și așteptam, să povestesc și s-a întâmplat. De asta tot e vis împlinit. Azi am avut vis împlinite unul după altul. Să simt, să înțeleg, să văd. Și că pe timpul lui Ceaușescu, uite cum era, alea stau și până acum. Da, acum... Uite cum se nărui, pentru că puterile se schimbă. Puterile se schimbă, magii care au fost și au proiectat lumea puternic, e pe muci acum. Înțelegi că li se ia puterea. Tu ai răsărit din senin de nu știu unde, vezi, Doamne, măguță. Și vezi, Doamne, ai o putere puternică care o împărțea cineva undeva și era a ta. Și tu ți iei drepturile acum, ți iei, tragi puterea înapoi și magii ei care susțineau lumile ca să nu se colapsuie sau cât de cât să fie ca lumea, tu tragi puterea ta. Dar n-ai încă minte să susții, să zicem, simplu, un drum de la țară până la oraș, că nu ți se cere mult. Da? Un autocar cât de cât sănătos, să nu fie stricat. Tu ți-ai reproiectat telefonul redesignat. Dar autocarul ăla care să fie, da? Beton. El arată așa, vai, cârți, cârți, pârți, da? Dar înăuntru e cel mai, da? Că ai putere și merge ca, adică crazy. Trebuie să ai grijă de tot, de tot, de tot, de tot. Când se întâmplă ceva, ești pe fază, știi pe ce butonașe să apeși, vizualizezi. Înveți. N-ai de unde să știi, înveți, că ai încercat să vizualizezi cum ajungi acasă. Da, ai ajuns acasă, dar peste jumătate de zi. Știi ce zic? Că trebuia 20 de minute să se întâmple. Ți se întâmplă astea ca să lucrezi la butonașele tale de mag. Toate situațiile ți se întâmplă ca să lucrezi și se deschide. Ți se deschide, nu că se închide, ți se deschide. Vai, dar de ce nu se întâmplă? Se deschide. Fii pe fază, învață. Nu ți se dă pe tavă, ți se aduce. Ți vin oamenii cu puterea care o ai tu, câmpul tău energetic, îl iei acum. Vin oamenii, conțin tot ce ai, câmpul tău energetic, conține tot, tu îl retragi, da? Și vine omul cu ce, uite, cu, ți-a fost rușine, a intrat în pământ.
ți s-a propus să ai puterea de a rezolva partea cu rușinea instant, da? Să nu te dezechilibreze nimeni. Și ți apare omul în viață. Și trebuie ca o bestie să o simți. Să o simți rușinea, să o treci prin tine, celulele să înțeleagă că așa ceva n-a fost nici pe departe despre așa ceva, da? S-a activat pentru că. Ai simțit pentru că. Bun, da? Asta vreau să zic. Stai la stație și trece, trebuie să vină, da? Autobuzul. Mai întârzi, mai, că se mai întâmplă, mai, da? Bară la bară, mai nu știu ce, rush hour, da? Și se repară locul ăla, că de aia se întârzi, să zice. Și te indignezi tu în sinea ta. Tu nu-ți dai seama, tu ești mag, tu n-ai voie să te indignezi în sinea ta. Tu ai înțeles, nu te mai indignezi în afară, mai glumești așa, dar și glumele trebuie să ai grijă, că și ales butonașă. Tu te mai indignezi în afară, înăuntru te indignezi și nu-ți dai seama. Dar indignarea e cumva, domnule, dacă tot ești mag, hai să se întâmple... Hai să se întâmple lucrurile așa, să zicem. A, un autocar poate că nu e de ajuns să vină, că nu știai tu că e un autocar, doar un autobuz se duce și aduce lumea, duce și aduce, da? Se schimbă șoferii dimineața și seara, tu nu știai. Ai crezut că e un autobuz încolo și unul vine înapoi, ca de obicei cum se întâmpla în oraș când trăiai. Distanța e mică și poate că nu e nevoie de... Da? Și tu nu, că tu zici că, domnule, dar de ce? Eu sunt mag ori nu sunt eu? Ia să organizez eu și... Nu te gândești că nu e vorba în autobuz, e vorba în locul ăla care trebuie reparat, care se desfundă, se deschide. Locul, nu autobuzul. Dar tu insiști, autobuze, domnule, ca un deputat de nu știu ce, da? Să avem nu știu ce, să ni se dea nu știu ce, tu în tine te indignezi. Bun. Înțelegând că ești totuși, faci dregi dinăuntru tău. Și te o clipă de indignare. Și a prins-o universul, ți-a primit-o ca un fel de vis. Ca să-ți fie, să-ți facă să-ți fie bine. Că ești iubitul, iubita universului. Te ține în brațe, te are grijă de tine cum n-a avut grijă de nimeni. Ești cea mai drag, cel mai drag, cea mai dragă. Știi? Pentru univers. Foarte frumos se întâmplă totul, elegant, totul cum trebuie. Tu vezi lucrurile, tu nu ai răbdare, știi? Sunt foarte frumos aduse și ce se întâmplă? Și zici asta, nu trebuia să zici de două ori. Și începi să stai la stație și să aștepți, mai întâlnești doamna cu care stai de povești. Nu mai e nimeni, te-ai bucurat măcar doamna, e că dacă nu era nimeni, intrai în panică. A plecat lumea, a plecat autobuzul, n-ai reușit, ai nu știu ce, nu știu cum, n-ai fost atentă poate, da? Și mai e următorul, nu știu la ce oră, mai târziu, cu două ore, dacă el întârzi nu știu cu cât, al apoi pe ălalalt de câteva ore. Bun, dar deja se face seara, deja nu știu ce și nu știu. Ok. Și te-ai gândit tu la... și te-ai mai gândit de autobuz să se ducă încolo, să te pleci cu unul și să vii cu altul. Ai zis-o așa, vezi, doamne, deșteaptă ai fost, da? Ok. Așa și primărițele, primari. Tot așa fac, tot sunt mari. Dar ei fac așa, omul face cum crede el că trebuie să facă. Ori trebuie să te gândești din mai multe. Cumva trebuie organizat dinăuntru tău să organizezi lucrurile foarte... Dar până înveți pe ce apeși, cum faci, cum drești. Asta ai rezolvat-o și acum te gândești, domnule, dacă așteptăm atâta și e un autobuz... Nu știai, ți-a zis doamna, domnule, e un autobuz numai. A, numai unul. Da, și te-ai gândit imediat de ce să nu fie două bun. Și zice doamna, dacă tot stăm și așteptăm, că ci că ăla de la 4 nu mai vine, că se blochează acolo drumul, ci că numai ăla de la 6, zice, nu mai bine, trecem strada, îl așteptăm pe ăla care vine de demează și ne plimbăm tot orașul și venim înapoi, măcar stăm pe scaun. Și eu zic, da, ești sigură că nu pățește nimic și nu se întoarce, zice că nu mai vine pe locul ăsta ca să ieșim măcar... mai aproape de sat să fim, ne duce în oraș, în mijlocul orașului și de acolo ceva. Nu, cum adică? E ruta lui, trebuie să facă, e șofer, e...
Bine, domnule, așa ceva și încă și m-am gândit azi dimineață. Să văd pe unde merge, cum merge autobuzul când face tot cercul, știi? De onoare, cercul de onoare, da. Pleacă de unde se întoarce, cum vine și... Eram curioasă, dar a fost un gând, n-am insistat, indignat, știi? Atât a fost un... Deci tu înțelegi că începe să lucreze, doar un gând, doar un gând. Și trebuie să ți-a zburat, n-ai cum să-l ceri înapoi, acolo e. Vai să ne iertăm, să ne nu știu, n-ai cum, e un gând, se împlinește, e un gând, se întâmplă. Da, mare grijă, de-aia ai fost învățat, ai lipsit de la lecții, de la ore. La ore de mag, ai fost învățată să-ți limpezești creierul, să-ți limpezești mintea. Să nu fii, da dacă fac așa, da dacă... Nu mai e! A prins-o una, tu zăpăcești universul și ăla nu mai știi, săracul, ce să-ți facă, să-ți dea. Acolo, te-ai gândit numai, gata, da? Și a fost o clipă așa de, cum să... Da, ok. Și vine doamna și zice, ia, hai să trecem strada și să stăm mai bine, stăm și stăm pe scaun și să... Și zice, uite, domnule... Și chiar dacă îi spui omul, zicea, da, ok, da. Pentru tine e wow, wow că ți s-a împlinit visul și tu ești conștient, conștientă și mulțumești, nu neapărat să mulțumești în voce. Înăuntru înțelegi lucrurile cum stau și, da, e ca și cum ai câștigat la loto. Acolo s-a întâmplat azi, minunat. Bun. Te-ai dus, ai urcat acolo, ai așteptat acolo, nu venea, a venit. Ai fericită, mulțumită, ai urcat, ai mers până în centru. Și în centru, n-a mai pornit autocarul. Pentru că ai zis tu ai pornit visul și la un moment dat să vezi, da? Cum se merge. Și la un moment dat ai zis, da, dacă nu mai, gata. Dar dacă ai și zis, înseamnă că vrei să asisti și să vezi cum se întâmplă. Când zici, da, dacă, uite ce se întâmplă. Dar altă dată când îți vine visul, gândul, visul e gândul. Când îți vine gândul și să se împlinească, când mai apare un dadacă, o dadacă, se împlinește, pum, 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 da? Și să fii pregătită. Bun. Și s-a oprit. Și bine că a zis domn șofer, a fost un domn, noi am ieșit toți buluc afară, că e gata, nu mai merge. Trebuie să așteptăm alt autobuz, să ni se aducă, să vină, să trimită, să facă, să dreagă. Și zice... Intrați înapoi, stați aici, că e cam friguț afară și stați pe scaune măcar până vine. Bun, am intrat înapoi. Am stat, am glumit, am râs, ne-am cunoscut acolo cu jumătate de sat. Să vrei să faci așa o... La, cum era? La Casa de Cultură, era cu discoteci și cu... Nu se întâmpla așa cum s-a întâmplat. Și ziceam, știu că ziceam, dar cine și-a dorit? Cine s-a simțit singur? Cine și-a dorit să întâlnească lumea multă și să înțeleagă spațiul ăsta și locul ăsta unde s-a mutat, cum e, despre ce oameni, câmpul energetic și cum se întâmplă, da? În glumă zicea și ha-ha-ha, hi-hi-hi, dar acolo a fost și te-ai bucurat și ai mulțumit și da. Și s-a întâmplat, da, și așteptai autobuzul și... Urcând în autobuz, toată jumătate de lume era bucuroasă, fericită, mulțumea și jumătate era, vai, dă noi, uite, să vezi că nici ăsta nu merge. Se strică și ăsta. Și cine era? Doamna de lângă tine era aia care zicea așa. Urci, mergi, râzi. Și la un moment dat a început să povestească... cercul ăsta unde erai tu, să povestească despre nu știu cine, să judece pe nu știu care. Vai, da, ăla, da, aia, da. Și odată autobuzul face și gata, al doilea. Și eu am zis, despre ce am vorbit noi acum, să nu mai vorbim despre așa ceva. Bine, ești luat în serios sau nu, asta e partea a doua, dar tu înțelegi niște lucruri, da? Înțelegi și oprești discuția despre ceva. Înseamnă că e ceva ce nu... Ok. Iar a început să aștept să vezi, să îndrești. Bun. Și al treilea era, da? Și cineva striga, trei cu noroc. Da? Al treilea e cu noroc, da? Și am mai zis noi de câteva ore, al treilea e cu noroc și am ajuns acasă. Așa se întâmplă visele, da? Focus. Astea-s butonașele și știi pe ce apeși, unde ești. Bun. Acolo soarele, da. Bun.
trage energie imperatorie, că noi cosim cu coasa. Și visul se împlinește. Dar cum? Da? Pentru că ești mag și începi să înțelegi cum merg lucrurile. Și asta ziceam de... Mai ziceam și de... Să pun pe foc să nu... Mai ziceam și... Și magii nu mai iau, nu mai susțin aia care au călcat pe bec. Au călcat pe bec și li s-a luat puterea. Bine că ai fost tu sau nu știu care, care lucrează și învață la... da? Și face și drege. Și ții mai departe și rezolvi și auzi. Și dacă auzi, nu degeaba ți se spune. Urechile... Da? Ciulite și asculți. Asculți și începi să înțelegi unde ești, cine ești și ce trebuie să faci. Și de tine ce depinde. Acolo ești.